cântăreața Lulu a fost dintotdeauna preocupată de felul în care arată. O surprindem chiar acum la salon. Bună, nu mai râde cu mine. Bună, vă pup! Bună, ce faci? Ce tratamente faci de această dată? De data asta m-a sunit aici la salon, fac o procedură cu LPG. Probabil că ați auzit de procedura asta. Da, am și făcut. Cum să nu? Da? Dar tu vrei să... Te înțeleg și pe tine. Vrei să slăbești? Dar ești cam îmbrăcată sau ce-i cu tine? Așa, cum se face procedura? Păi e de dimineața, da. Păi trebuie să-mi pun un costum special, dar nu l-am pus pentru că este cam transparent și am zis că nu e ok la televizor. Asta, adică vreau să vedem LPG-ul ăsta cum lucrează. Da, da, o să vă arăt altă dată cum lucrează. Da. Oricum, acest aparat este pentru noi fetele. Elimină celulita, grăsimea, subțiază, face tot felul de chestii bune. Da. Și am văzut rezultat după 3 zile. După 3 ședințe, chiar am văzut rezultate și ce rezultate ai văzut? Tu vrei să slăbești sau să-ți remodelezi corpul? Să-l remodelez. Să fie mai apetisant. Nu că n-ar fi, dar să fie și mai frumos. Este o parte a corpului de care ești mai nemulțumită? Eu am așa picioarele puțin mai grosuțe. Am noroc că am talie și am fundul cam mare, dar na. Cât de des faci, cât de des faci LPG? LPG îl fac de două ori pe săptămână. Uneori nu reușesc, dar încerc să mă străduiesc să vin aici la salon. Pentru că nu prea am timp. Am un program cam încărcat. Uh-huh. M-am reprofilat puțin, în sensul că sunt și producătoarea iubitului meu. Așa că nu prea am timp. Adică de ce faci salon, mai exact? Dar... Ce faci mai exact în calitate de producătoare? În calitate de producătoare, eu găsesc subiectele, eu chem invitații, uh-huh. Eu mă ocup și de partea cu tehnicul, adică fac foarte multe chestii acolo. Uh-huh. Și, da, chiar dacă nu-mi place că sunt în spatele camerelor de data asta, dar îmi place ceea ce fac și l-ajut pe iubitul meu, adică, da, facem așa în familie. Și vă și ajută să fiți mai mult timp împreună. Asta, da, de 10 ani suntem împreună și zi de zi, nedespărțiți. Da. Ne bucurăm că te-am văzut. Te lăsăm că trebuie să începem procedura. Da, așa și este. Și să ne revedem cu altă ocazie. Da, cu mare drag. Bine. Da. Pa, pa, toate bune! Bine în salon!